Puterea obiectelor e uneori nestrămutată. Se întâmplă atunci când valoarea lor simbolică o copleșește pe cea reală. Un kilogram și 100 de grame de oțel nu prețuiesc mare lucru. Dar când acest oțel provine de la țeava unui tun, capturat la Plevna în 30 august 1877, de ostașii români care au cucerit independența, datele problemei se schimbă. Și când bucata de oțel a intrat pe mâna elevilor ucenici ai arsenalului armatei, la câțiva ani de la capturarea acelui tun, iar ei au lucrat acel obiect după schițele realizate în tuș de Teodor Aman, lucrurile încep să capete sens. Datele problemei iau cu totul altă înfățișare când aflică schița, după care a fost făurit obiectul, are la bază documentația unei întregi comisii, conduse de Vea Urechea, din care au făcut parte Alexandru Odobescu, Bogdan Petricei cu hd și Grigore Tocilescu. Ei au pus la dispoziția artistului Aman modele ale coroanelor vechilor voievozi. Astfel s-a făurit coroana de oțel, cu care a fost încoronat regele Carol acum 140 de ani. Dacă ea ar fi fost din aur fin, așa cum au vrut politicienii români să-l convingă pe rege, poate că am fi plâns-o și astăzi, odată cu tezaurul României de la Moscova. Dar regele a vrut coroană din acel oțel. Și coroana de oțel a rămas în România. E și acum singură și stingheră printre podoabele din sala tezaurului de la Muzeul Național. Și mai prețioasă decât toate, ca simbol al unei înțelegeri de mult pierdute asupra puterii obiectelor. Ca și cinstea, demnitatea și cumpătarea strânse în buloanele simple de oțel ale obiectului așezat pe capul regelui Carol I la încoronarea lui de acum 140 de ani într-o altă Românie.